Ne întoarcem în studio. Din păcate, trebuie să ne cerem scuze, nu întotdeauna conexiunile sunt foarte bune. Chiar au fost câteva probleme și am semnalat cu internetul în ultimele zile. Am înțeles de la colegi și de la cei care ne urmăreau că aveam imagine, dar nu aveam sunet. Sper că acum să fie totul în regulă și să ne transmiteți în timp util în cazul în care sesizați o astfel de problemă. Bun, trebuie să reluăm, din câte am înțeles, tot ce am discutat până acum. Nu este o problemă asta. Vorbeam despre campania pe care am susținut-o atât noi cât și colegii din presa locală pentru spitalele din Prahova, fie că vorbim de Spitalul Județean, maternitate. Mai nou am publicat ieri un apel al unui medic de la Spitalul de Pediatrie. Vorbim și despre Spitalul CFR, la fel, am avut o campanie pe acest spital. Rezultatele sunt îmbucurătoare. E clar că oamenii au înțeles corect apelul nostru și mai ales al cadrelor medicale și au contribuit fiecare cu ce a putut. Ne referim inclusiv la, sau mai ales la persoanele juridice care au făcut tot felul de donații atât în bani, direct în conturile spitalelor, cât și prin achiziția de aparatură medicală sau materiale de protecție sanitară pentru cadrele medicale. Da. Vorbeam, deși nu ne auzeam, acum sper să ne auzim cum trebuie. Sper că de această dată conexiunea de date să fie bună și să nu mai avem probleme. Oricum vă mulțumim și încercați să ne semnalați dacă mai apar astfel de probleme în timp util, le vom remedia atât cât depinde de noi. Așadar, vorbim despre aceste campanii. A povestit Marius în mare cam ce s-a întâmplat și țineam să îi felicităm pe toți colegii noștri de Breasca, indiferent de publicație. Mai toți au sărit să contribuie la aceste campanii, cum au crezut de cuvință, cum au înțeles, fie ajutând spitalele, fie ajutând oamenii nevoiași prin cartierele Ploieștiului sau prin localitățile din Prahova, fie ajutând firmele aflate în dificultate cu publicitate. Mie mi s-au părut toate intențiile astea lăudabile. Deci e clar că s-a trecut peste orice și toți au încercat să facă atât cât au putut. Bun, ajungem la spitale și la modul în care nu au fost pregătite spitalele pentru a face față acestei crize. Deși semnale au fost încă de la începutul anului, criza asta de la, nu știu, de după jumătatea lunii martie, când a fost declarată și starea de urgență, ne-a prins cu farmacii golite de materiale sanitare de protecție, cu magaziile spitalelor golite de lucrurile esențiale, măști de protecție, mănuși de unică folosință și așa mai departe. Așteptăm să treacă și anume criza pentru a vedea de ce s-a ajuns aici. Da. Nu vom abandona povestea imediat după ce trece criza, ba din contră, poate mai mult decât oricând, o să încercăm să găsim toate contractele de achiziție. Le vom solicita în baza legii accesului la informațiile publice, la informații de interes public, la legea 544, pentru că oameni buni s-a ajuns aici nu pentru că oamenii ăștia din sistem nu s-au pregătit când au auzit ei de coronavirusul din China și faptul că a început să se întindă către Europa. Ăștia nu sunt pregătiți de 30 de ani de zile. S-au tocat bugetele, s-au făcut praf și pulbere, puteau să se dea peste cap în ultima lună, să spun. Exact. Oricum nu mai aveau de unde să cumpere, mai ales că vorbim de un sistem centralizat, anchilozat, nu? Unde nu există niciun fel de management adevărat. Bun, uite, am pendulat și noi, pentru că am avut foarte multe mesaje de la cititori. Pe de o parte sunt cadrele medicale care luptă în prima linie, nu știu, mă refer la cele de la Spitalul Movila, de exemplu, da? Unde sunt internați în continuare prahoveni depistați pozitivi. Însă am avut parte și de cazuri, să spunem, tragice, cu oameni care au fost plimbați prin spitale din diverse motive. O procedură, n-am aflat, de exemplu, după tragedia în urma căreia un tânăr de 25 de ani din zona Vălin de Munte a murit
după ce a fost plimbat între Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte, SJU, Movila, mă rog, Spitalul Județean. De 6 ori între 4 spitale. CFR, Câmpina, de la Câmpina la CFR, de la CFR înapoi la Câmpina unde a și murit, doar pentru că era suspect COVID. Atenție, culmea ironiei este că... Păi nu era suspect COVID. Omul a murit, iar testul a ieșit negativ. Mare atenție, venise din Germania de aproape o lună. Da. Deci trecuseră cele 14 zile. Omul când a ajuns la SJU, o să vă povestim istoria ca să înțelegeți de la început ce s-a întâmplat cu acest caz. Aflasem despre moartea tânărului în cursul zilei. Nu fac un secret din asta, îmi spusese un medic. Zice, vedeți că a murit unul și e ceva în neregulă. Da? Noi preocupați foarte mult de subiectul sosirii primului aparat PCR la județean, care n-a ajuns în acea seară, a ajuns în a doua zi dimineață, o să vorbim și despre asta la un moment dat. Ne-am interesat și de povestea asta. Au început să sune telefoanele și la un moment dat tu, Marius, ai primit un mesaj de la tatăl băiatului, da, care ți-a relatat pe scurt povestea, cum s-a întâmplat ca fiul său să fie declarat decedat chiar în dimineața acelei zile. Evident că am început să sunăm peste tot, pe la toate spitalele, pe unde aflasem că avusese traseul, un traseu incredibil, inuman. N-ai cuvinte să-l descrii. Da? O bătaie de joc. De ce? Pentru că după ce la Vălenea că am fost trimis la plimbare, da, atenție, omul venise pe picioarele lui, se simțea rău, avea durere abdominală. După ce venise pe picioarele lui, a început să fie plimbat. Iar starea se agrava. A ajuns la urgență la SJU, unde, la UPU, atenție, n-a intrat în spital. Da. La unitatea de primiri urgențe a dat o declarație, în care, șofer de tir fiind, m-a menționat, am venit din Germania. Gata. S-a spart distracția, s-a rupt filmul, s-a speriat. 14 zile sunt cele care, în care eventual trebuie să stai în izolare dacă ai venit de afară. Mai 14, nu o lună. De când ai venit, prietene? Ai stări febrile? Ai semne de corona? Că totuși a trecut o lună de când te-ai întors. Nu. În mod normal, de la UPU nu trebuia trimis în spital? Ba da. Numai că el n-a mai ajuns până în exact, spital. Pentru că în momentul în care el a dat declarația că a venit... Lucrurile astea se întâmplau pe 29 sau 30 martie, deci așa cum spuneai și tu, oricum după 3 săptămâni de la întoarcerea lui din țară, în secunda aia, practic, fiecare medic cu care interacționa încerca să scape de problemă, da? Pentru că îl considerau suspect COVID, l-au trimis la Movila, de la Movila la CFR, de la CFR la Câmpina, de la Câmpina înapoi la CFR. La prima vizită de la Câmpina, medicul care l-a consultat nici măcar nu a vrut să-l dea jos din ambulanță. O să ajunge așa? Da? Adică s-a dus medicul, bănuiesc că era echipat pentru că știa cu ce fel de suspect care, repet, nu era suspect. Nu era suspect. Bărețașul ăsta, exact, sărac, ăsta nu a fost, exact, suspect de la început. Da, da. Adică, este lipsă de profesionalism. Este superficialitate, dar o superficialitate care s-a dovedit a fi criminal. Exact. L-au trimis înapoi la CFR. Cei de la CFR l-au mai ținut peste noapte, pentru că starea lui se degrada și conform... Am discutat cu ei și am spus, noi am aplicat medicația, da, conform... Bietul om avea și un diabet. Am văzut ce se întâmplă cu el. Zice, da, de ce nu s-a respectat procedura? Da. Vezi tu, ok, bine, am înțeles. La județean, mai că ai venit din Germania, n-au înțeles ei foarte bine care era, deci trebuia să înțelegi foarte bine. Trebuie să ai proceduri. Absolut. De asta tot vorbim de procedurile astea de ani de zile. Unii spun că ar exista. Mă, dacă au existat, ai semnat pentru ele că ai luat la cunoștință, știi? E ca fișa postului, da, de la fiecare dintre noi, de la muncă. Mai am de făcut următoarele lucruri. De ce nu te ții de ea? De ce nu mă țin de ea? Face parte din contractul de muncă, este obligație de serviciu să cunosc acele proceduri, pentru că, uite, de ele depinde viața omului. Și atunci semnez, am luat la cunoștință, am învățat procedura, ce trebuie să fac? Păi, dacă a venit de mai mult de 14 zile de la UPU, îl trimit pe o secție, în funcție de, da, ce problemă are. În spital. El n-a mai ajuns. Am vorbit și cu câțiva medici din spital. Și spunea, zice, ăsta trebuia să ajungă la noi. Da. Și să ne ocupăm de el. Am înțeles în nebunia asta în care toți am înnebunit, clar. Trimite la Movila. Bine, domnule, l-ai trimis la Movila. Acolo, oamenii respectivi, domnule, ai simptome? Nu am. Când ai venit din țară? Okay. Pe 7.
Pare rău, dar nu prea ai ce să cauți la noi, că pe matale te doare burta, nu ai probleme cu respirația, n-ai făcut temperatură. Deci, du-te la CFR. Nu, du-te, fii atent, că aici, asta e partea tristă, încă o parte. Trebuia trimis direct la mobilă, pentru că asta spune, am înțeles, aveți o problemă, vă e teamă că a venit din Germania. Da. Avem două spitale cu urgențe în Prahova. Este Spitalul Județean de Urgență și Spitalul Municipal din Câmpina. Da. S-a spus așa, trebuie să protejăm Spitalul Județean de Urgență, pentru că cei care nu au, nu sunt infectați cu COVID, dar au alte probleme, unele foarte grave de natură medicală, oamenii trebuie tratați, trebuie operați și asta le mai lipsește să se mai infecteze în județean. Corect. Și atunci, raționamentul este foarte clar. Ultima redută în povestea asta, spitalul care trebuie să fie cel mai bine protejat, este județeanul din Plăști. Da? Bun. Perfect. Deci nu-l duci acolo. Măi, dar îl duci la Câmpina. Exact. De ce le expediezi la Movila la infecțioase? De ce le expediezi la CFR? Când astea, știi, sunt spitale, CFR, de exemplu, în plan secund. Da. Ei deja primeau suspecții și îi cazau pe secții. Dar omul ăsta nu era suspect. A fost o luptă în, cu câteva zile înainte, sau dacă vrei, în ultimele două săptămâni, până când să se stabilească faptul că cel din Câmpina este spitalul COVID din Prahova. Da. Fiecare județ trebuie să aibă un spital COVID. A fost un haos. A fost un haos. Ba era CFR-ul, ba era Câmpina, ba era Câmpina, ba era CFR-ul, da. Și tot așa. Deci a fost o demență totală. S-au tras fori. O să încercăm să vorbim și despre asta, să obținem cât mai multe probe, pentru că acest spital din Câmpina să nu fie. Adică o demență, o nebunie, știi? Ăștia încercau cu telefoane, cu presiuni să scape de chestia. Noi nu vrem. Păi dar cine? Că sunt doar două spitale, e clar, unul nu se poate, al doilea. Na. Nu te supăra, dar trebuie să fii tu. Asta e situația. Na. Bun, cert este că, din păcate, tânărul a murit în dimineața zilei de 2 aprilie. El a fost diagnosticat inițial cu hernie umbilicală. În urma autopsiei, pe certificatul constatator al decesului eliberat de Serviciul de Medicină Legală, este un alt diagnostic. Pancreatită acută, septicemie. Practic, și atunci medicul de la Movila care l-a primit prima oară, cum l-a consultat în salvare? Cel de la Câmpina. Cel de la Câmpina. Da. Când a ajuns pentru prima oară la Câmpina, când spuneau cei de la CFR, știi cu, Câmpina e cam greu de comunicat. A dat domnul director Tiu de acolo, Călin Tiu, un comunicat la un moment dat că se anchetează și va lua măsuri dacă există vreo vină. O să vedem și măsurile alea, deja nu mai ține de ancheta domnului Tiu, e cu totul altceva în state și va fi o cercetare penală pe toată faza asta, pentru că directorul Direcției de Sănătate Publică Prahova, doctorul Bogdan Nica, a aplicat acea amendă legală, mulți au spus, gata, s-a terminat cu asta, nu s-a terminat, atenție. Este amenda maximă prevăzută de lege pe care DSP-ul a dat-o, își continuă ancheta, și la final dosarul va fi trimis către parchet. Și de acolo începe cercetarea penală, pentru că vorbim aici despre moarte suspectă. Da. Ce alt concurs de infracțiuni o mai exista, asta o să vedem. Dar atenție, nu se oprește aici. Deci să nu cumva să credeți că s-a oprit la cei 30 de ani. Aia era tot ce putea să facă DSP-ul conform legii. Absolut. Rămâne ca parchetul, mă rog, poliția, parchetul și pe cale civilă, familia, înțeleg că o să deschidă un proces celor care l-au plimbat pe bietul tânăr. O situație absolut dramatică. Tânărul respectiv se căsătorise civil cu o săptămână înainte să ajungă la spital. A lăsat în urmă orfană o fetiță de o lună. Deci este oribil. Are toate elementele unei drame, știi? Da. Te uiți, deja moartea domnului Lăzărescu, filmul a fost pistol cu apă pe lângă ce s-a întâmplat aici, deși scenariul cam același. Da. Din păcate, și am scris ieri pe subiectul acesta, tânărul a avut ghinionul să nu ajungă la un spital de urgență din București. Chiar ieri, când noi publicam certificatul constatator al decesului lui Sabin, Spitalul Colentina a postat pe Facebook că a efectuat o operație similară, chiar mai gravă, pentru un pacient internat la ei, care era, atenție, și confirmat COVID. Și operația a fost efectuată cu succes, pacientul trăiește, are mari șanse de a trăi. Sabin n-a avut această șansă. Nu suntem de specialitate, cunoaștem destul de puțin, am vorbit și eu cu câțiva medici, mi-au spus, zice, pancreatita asta e
cu mari probleme, adică poate să ducă foarte ușor la deces, ceea ce da. S-a și întâmplat. Zice, să știi că de multe ori, chiar dacă se intervine și mai devreme, să știi că de multe ori chiar nu poți să faci nimic pentru respectivul, dar încă o dată, fă! Absolut! Fă și vorbim după. Adică, măi, măcar ai încercat tot ce s-a putut din punct de vedere profesional, din punct de vedere uman. Ai încercat tot ce s-a putut ca să-i salvezi viața omulețului. Rămâne, mă rog, nu dăm noi verdicte, nu suntem judecători, nu suntem procurori. Am redactat cazul exact cum l-am cercetat și noi jurnalistic, corect. Cum l-au cercetat și cei de la Direcția de Sănătate Publică, cum l-a relatat și tatăl acestui băiat decedat. Toate duc în aceeași direcție. Deci am văzut că nu există neconcordanțe între ce am găsit noi, ce a declarat omul și Absolut. Ce au găsit cei de la Direcția de Sănătate Publică. Absolut. Bun, schimbăm un pic registru. Ai avut un editorial acum vreo 3 zile care a devenit viral. Andrei? Multe, sute de mesaje pro și contra, Absolut. Să știi că ai și hater. Mi se pare normal. Da? În care tu criticai modul în care, atenție, că uite, ce înseamnă să citești în diagonală și, sau să citești, să nu înțelegi ce citești. Sau să înțelegi doar ce vrei tu, nu și ce a vrut să spun autorul, ca să vorbim direct. În care tu criticai un anumit segment al celor care au venit în țară. Și am și precizat că nu este vorba despre țigani sau despre români. Este vorba și. Exact. De modul în care aceștia nu înțeleg să respecte o lege în România. Bombardieri. Celebrii bombardieri au devenit deja brand da. Bombardieri. Cei care, pentru care legea e, mă rog, nu contează. Ne referim la cei care refuză să se autoizoleze la domiciliu, refuză să intre în carantină, pentru că mai nou, toți cei care vin din zonele roșii sunt obligați să ajungă într-un centru de carantină. Ce să le spun? De cei care mai vor pe Facebook și să mă îndresc cu faptul exact. Că ce tare sunt. Fac dreptar, mă dau cu mașina, fac drept. Bine, prietene, ok. Fă chestia asta, dar nu acum. O făceai oricum. Deci, oricum, mă scuzați de expresie, împuțiți-ai societatea. Da? Cu cocalarismele tale. Ce să spun? Asta e, dacă ți s-a permis. Dacă ți-ai făcut palat fără autorizație și nimeni nu ți-a demolat palatul. Dacă îți permiteai să scuipi jandarmi și polițiști și aia nu se suiau cu bocancii pe tine, am folosit niște termeni foarte duri. De la asta ai pornit. De la o scenă la modul acesta, da. Nu? În care forțele de ordine erau umilite, da. Adresate chiar, da? Și de aceste specimene. Exact. Și ăștia se purtau, aveau mânușele din astea, așa, știi? Cafetițele cu ei. Pe ce încredere îmi dai tu, mare organ ce ești, să mă cred apărat în țara asta, într-un fel, să mă cred protejat. Adică, ordonanța asta militară, cu tot ce presupune ea, legea în sine e doar pentru fraieri. Ok, noi am înțeles, ne-am dus în casă. Credem, nu credem că e conspirație, credem, nu credem că e virus, fiecare cum o percepe. Mă, dar ne-am conformat și ne-am dus în casă și nu mai bântuim pe străzi. Ieșim după strictul necesar, ieșim în interes profesional doar atunci când trebuie, dar atât. Nu ne convine. Pierdem bani, se diminuează salariile, se închid societăți, planează asupra noastră spectrul șomajului. Este un dezastru economic. Eu abia de acum colo sunt îngrijorat că se prelungește cu încă o lună. Da. Până acum am zis, hai că s-o drege, cum s-o drege, dar asta e un alt subiect. Bun, și vii tu și îți bați joc de toată lumea. De ce să-ți bagi joc? Am înțeles, sunt bătrâni care nu citesc, care au înțeles mai greu, care n-au pe nimeni și săracii trebuie să iasă la piață. Am văzut că s-a cam terminat și cu bântuitorii, cei care se plimbau de plăcere. Ușor, ușor toată lumea a înțeles. Nu trebuie să-i acuzi, nu trebuie să-i injuri, nu trebuie să-ți bagi joc de ei, nu trebuie să-i umilești public, le explici cu frumosul. La un moment dat vor înțelege. Oameni buni, o să treacă. Nu o să dureze la infinit, nu o să murim toți. Bun, ăștia nu înțeleg. Și atunci, urmărind astfel de știri, m-am enervat, deci n-aveam nicio treabă, noi ne terminasem treaba pe ziua respectivă, doar dacă intervenea ceva deosebit, eram atenți, în rest, și am apucat să scriu chestia asta destul de dură. Nu mă interesează că unii n-au înțeles. Nu mă interesează că unii n-au înțeles deloc ce au citit acolo. La un moment dat, unul mi-a zis că sunt nazist. Exact. Știi, dacă n-ar fi situația atât de grea, te și umflă râsul. Este un florâsul. Încă o dată, deci ce fac? Ce am făcut? Am făcut un apel la reprezentanții mei aici și ai armatei să procedeze cum într-un final au ajuns să procedeze la țândării. Da. Pentru că
dacă nu aplici legea, chiar și în forță, da, ai scăpat lucrurile de sub control. Și atunci vine valul revoltei populare. Păi stai mă, eu sunt mai prost? Adică ăla are 3 bile, eu sunt mai fraier? Sau da, cum? Eu întotdeauna s-au considerat, știi că asta spun ei mereu, sunt șmecher. Șmecheria e de bază. Păi tu o fi șmecheria de bază, dar vezi tu nu ești singur în societatea asta. Și atenție, am specificat de la început. Nu mă refer la oamenii care muncesc, care s-au stabilit unii definitiv afară, alții doar temporar, care au contracte de muncă. Cei mai mulți au rămas acolo. Nu mă refer la amărâții care muncesc, sau mă rog, munceau, dar și-au pierdut locurile de muncă acum în urma crizei și se întorc acasă la familiile lor. Pentru că nu mai au bani să plătească chirie, da? Pentru că ceva cu diaspora. Nu există. Voi înțelegeți ce înseamnă diaspora? Da. N-are nicio legătură. Nicio legătură nu are cu ăștia, n-au contribuit cu nimic, ăștia furau și în România, au dat chiar a zis, băi, m-am bucurat că au plecat de aici. Dar duceți-vă, frate. Acum că nu mai au ce fura, da? Păi și ce combinații să facă afară, da? S-au întors în țară, nu? Aici. A, da? Păi au început, de fapt. Au început deja. Sunt tentative de viol, sunt furturi, au fost tălhărit chiar în primele zile când au început să vină. Bun, strict la ăștia m-am referit. Și tu, Marius sau eu sau oricare dintre cei care ne urmăriți, în momentul în care ajungem pe un pat de spital, e posibil să-l împărțim cu ăsta. Căruia, atenție, nu-i convine mâncarea. Am înțeles, ai venit în țară, nu ți s-au închis granițele. Deci, încă o dată, țara asta, comunitatea asta, îți respectă ție niște drepturi. Da. Suntem oameni, am zis, bă, nu, nici nu contează că e pește, care fete l-a produs, bă, e om. Da. Lasă-l Dumnezeului să vină, supravegheme, să nu facă vreo prostie, dar lasă-l să vină, ești om. Da, e cetățean român, da? Te respectăm ca om. Da, problema este în momentul în care... Dar respectă-ne și tu, prietene. Știi? Problema apare în momentul în care au pus piciorul în țară. Atunci se schimbă total perspectiva, modul de abordare, modul în care vorbesc, se comportă și așa mai departe. Uite, după ce a citit editorialul tău, un alt cititor ne-a trimis o filmare făcută din mașina sa, în timp ce era escortat către un centru de carantină și făcea un apel și povestea, zice, domne, până am ajuns, el venea din Italia, până am ajuns în România, i-am văzut, erau băieți de băieți, da? N-au avut nimic de comentat la nicio graniță. E, în momentul în care au ajuns în România, au început să înjure, să scuipe, să facă mizerie, să încerce să își păguiască vame și că ei nu vor să ajungă în carantină. Adică, și chiar făcea omul un apel, domne, hai să respectăm legile astea care sunt pentru toți. Stai 14 zile că nu mor. Da. Nu-ți place mâncarea? Am văzut în unele cazuri, dar încă o dată, este stare de urgență, nu ai venit în concediu, n-ai venit la hotel. Da, nu o să-ți dea vita argentiniană pe plită la, știi, medium. Mă, dar vrei, dar cumpărăți. Da. Pe bune, dacă ai asemenea, și dacă te duceai acasă, îți dădea cineva moca. Da. Păi sunt oameni în țara asta care au rămas fără muncă, stau acasă, nici nu știu de unde Dumnezeu mănâncă, așa este. De unde își procură, bă, și săracii nu mai zic nimic. Mai stau la mila vecinilor, a rudelor, o să fie din ce în ce mai rău de acum încolo. Am depășit oficial 1.000.000 de șomeri, vreo 800.000 șomași tehnic, 200.000 concediați. Cu siguranță, după încă 30 de zile de stare de urgență, timp în care restricțiile vor fi la fel, numărul șomerilor va exploda. Avem oameni care, așa cum spuneai și tu, sunt neplătiți de patroni, așteaptă, pentru că durează, oameni buni. În ciuda declarațiilor optimiste făcute de mai mari de la guvern, că statul se implică, o să-i ajute și așa mai departe, oamenii ăștia de aproape 3 săptămâni, o lună de zile, nu mai au un ban. Eu mă uit în fiecare zi să-mi aduc un curier pachetul de măsuri economice. Lefurile nu și le-am mai luat pentru că firma s-a închis. Da? De unde să iei? Exact. Mulți trăiau și plăteau salariile din rulajul zilnic. În momentul în care s-a încheiat ciclul de producție, automat că omul respectiv nu mai are... S-a încheiat și vânzarea. Exact. Bun, dacă ăștia mai mari, nu vorbesc aici despre IMM-uri, au ceva o sânză, trăiesc, o mai duc 2-3-4 luni, dar oricum vor avea pierderi. Bine, te apuci de un business, îți asumi și asta. La un moment dat poate să vină un moment greu,
poți lua și tu o decizie greșită și poți să pierzi. Deci îți asumi și asemenea riscuri în viață. Da? Nu te-ai născut doar să câștigi. Dar există un mecanism, sau ar trebui să existe un mecanism, cum am văzut că se întâmplă în alte țări. Ce se întâmplă în noi? Să spunem lucrurilor pe noi. Am discutat cu finanțiștii, pentru că noi nu debităm doar ceea ce ne trece prin cap. Deși am văzut destul de multe. Întotdeauna consultăm specialist. Da. Vorbesc cu cineva din finanțe și îmi spune, zice, păi zice, dacă voi sunteți naivi? Zic, nu. Nu înțelegeți că nu sunt bani? De unde? De unde să dea ăștia bani? De unde facilități? Ce mă enervează cel mai rău, și am văzut că ne enervează pe toți, este faptul că mi se cere să facem un efort comun. Da. Un efort cu cei care încasează pensii speciale? Da, efort comun cu cine? Cu parlamentarii? Se tot discută despre asta, cu pensiile speciale. Da. Păi, vedeți ce s-a întâmplat cu CCR-ul, cu avocatul poporului. Cu... Da. Da? Adică, oricum au dat-o din Parlament, a plecat legea cu multe probleme de natură constituțională. Eu zic că au făcut-o special. E o speculație de-a mea, în țăcănela mea, dar o zic. Au făcut-o special ca să poată fi contestată. Iar în timp ce oamenii efectiv nu mai au bani de pâine sau de plătit căldură, curent și așa mai departe, cetățenii încasează în continuare acele faimoase pensii speciale. Și uite, m-am enervat și eu dimineața asta când am citit o declarație a șefului Cancelarii Primului Ministru de aseară, târziu după ce s-a terminat ședința. Spun așa, domne, guvernul a adoptat o hotărâre prin care profesiile liberale, adică notari, judecătorii, executorii judecătorești și avocați vor avea amânare la plata chiriilor și utilităților. Pentru că ei suferă în această perioadă, sunt obligați să rămână cu taraba deschisă, dar nu mai au clienți. Măi Claudiu, pierd și ei. Măi Claudiu, eu nu știu, am prieteni avocați, mai puțin notari și executori judecătorești. Mă, nu cred că oamenii ăștia erau ultimii sărmani din România care aveau nevoie de o hotărâre de guvern cu dedicație pentru ei ca să nu-și plătească factura de curent sau chiria. Bă, lasă-mă să cred că orice notar sau avocat, mai mult sau mai puțin de succes, mă, are din ce trăi, spre deosebire de unul care lucra la o societate de făceat în clădire de aluminiu, care a fost dat afară ca pe ultima măsea stricată și care acum așteaptă săracul la televizor. Păi când ne dă șomajul tehnic? Păi când ne dă șomajul? Păi mai aveți de așteptat, le spune domnul Orban. Același care semnează hotărârea aia pentru notari și avocați. Păi să nu ți se urce și anume pensiunea? Puțin îmi pasă de procentele PNL-ului, PSD-ului, USR-ului, deja... Oricum, nu da, contează. Ne-au spus unii, bacă suntem PSD-iști, bacă suntem PNL-iști, credeți-ne, vă mai spunem încă o dată. Nu ne interesează nici măcar unul dintre ei. Îți spun sincer, dacă mâine ar fi să votez, habar nu am ce să fac. Nu știu, o să mai văd, da? Bun. Întorcându-ne la povestea asta cu politica, eu cred că băieții ăștia de la PNL cred că au un plan să piardă procente, că nu-mi imaginez cum. Da. Băi frate, nu poți să-l lași pe Câțu să iasă zilnic, să vorbească despre nimic. Aseara a mai avut o ieșire publică. În primul rând, omul are probleme serioase de exprimare. Nu contest că e un tip școlit, că știe destule, nu prea le văd aplicate, dar mă rog să zicem că știe. Văd că e foarte bun prieten cu băncile, exclusiv în favoarea lor. Pot să înțeleg orice. Nu accept, dar pot să înțeleg. Dar nu mai lăsați să vorbească. Nu mai lăsați să vorbească, pentru că una nu spune nimic. De fapt, aseară a ieșit să reitereze ce a făcut în zilele. Vrei să luăm la mână tot ce a făcut? Nu. Să vorbim despre povestea cu băncile. Păi, mulți aveți rate. Știți că aveți în contract și că unii chiar au recurs la punerea în aplicare a acelei clauze prin care puteai să soliciți amânarea plății ratelor. Din aceleași motive. Soțul sau soția a rămas fără venit, o problemă de natură medicală și îți dădea o lună, două, trei, unii chiar până la un an. Da, în funcție de contract. Deci oricum. Au făcut nimic. Și eu și mă prezint ca o măsură și îmi capitalizez dobânda.
Păi înțeleg, banca, deci practic banca va face profit doar pentru că așteaptă puțin. Absolut. În condițiile în care sunt o grămadă de alți comunicatori din zona guvernamentală, economică, băi, sunt, eu n-am văzut mai buni avocați decât ai băncilor, înțelegi? Vai, dar e, trebuie să strategi rata, dacă nu trebuie neapărat. Eu dacă aș fi interesant de administrația unei bănci, știi? Mi-aș concedia toți juriștii, toți avocații și mi-aș angaja. Da. Deci ai impresia că băncile, dacă nu plătești rata la bancă, ești mort, se termină lumea. Deci e apocalipsa. Bine, da? Mi-am pierdut munca, o să fac o solicitare de amânare a plății ratelor, o să-mi reiau munca, sper. Da. Da? Mi se capitalizează dobânda, voi fi nevoită un moment dat să plătesc rate mai mari. Deci atenție, dacă nu sunt luate, nu sunt corelate, știi, ăștia nu au viziune sau nu vor să aibă. Urmează o perioadă extrem de dificilă. Ce faci cu ăla? Ajungi cu el să-l execuți silit. Și ce e? Îi iei căsuța dacă o are. Dacă nu va plăti tot restul vieții lui o treime din venit, deci l-ai terminat. L-ai falimentat. Claudiu, și acum te întreb, mă, în aceste momente în care te uiți, a explodat șomajul, s-au închis zeci de mii de firme care la rândul lor plăteau taxe, impozite, oamenii care automat au rămas fără job, fără asigurări sociale, fără asigurări medicale și așa mai departe, bă, oare băncile, așa, generic vorbind, chiar nu pot aștepta? Adică chiar nu pot îngheța 3 luni, 4 luni de zile totul? Nu se poate? Nu. Și te duci la un moment dat, știi, nu neapărat pentru că a pleci urechea, te duci și îi urmărești și pe ăștia cu teoria conspirației. Da. Nu vreau să, nu-mi place, știi? Nici nu vreau să discut despre asta și nici nu-mi place. N-aș vrea să cred că un nebun sau, mă rog, un grup de nebuni au făcut tot ceea ce ni se întâmplă acum. Dar sunt unele lucruri care se întâmplă care prea se pupă, știi? Prea se duc într-o direcție. Nu se poate totuși față de antreprenori, de ăștia mici și mijlocii, față de angajați, să nu ai grijă deloc, să vii cu niște măsuri care de fapt sunt niște paliative, nu sunt măsuri economice. Nu știu cu ce măsuri vor veni pentru luna următoare. Dar ce să faci, prietene, când nu mai contribuim și să va îngroșa rândul șomerilor? De unde le dai? Da, aici e problema. Că nu mai producem. De unde le dai? Ce faci cu ei? Da. Claudiu, am ajuns la final. Îți mulțumesc pentru participarea în emisiune. Nu uitați, spălați-vă pe mâini. Că pe creier ne-am spălat. Exact. Purtați mască, chiar dacă nu este obligatorie. Înțeleg că astăzi va veni o măsură și în Prahova, așa cum s-a mai luat în alte județe, pentru purtarea acelor măști. Mai am zis, dar și cu masca, că n-ai de unde să cumperi, știi? Eu am făcut rost de câteva, da, câștigă, da, ai carne, băi, am făcut rost. Da. Am găsit un dat într-o farmacie, mi-a luat un prieten, m-a sunat, m-a găsit, cumpără, mi-am luat el, că tot umblăm, că asta e meseria, dar cum se introduce o asemenea obligativitate când tu nu găsești? Da. Mă obliți să ce? Ați înnebunit la cap? Cum să mă obliți? Și ce faci, mă amendezi? Păi mă lăs să-mi iau pâine, că mor de foame. Fii atent cum facem, îți las poarta deschisă, sper că nu intră vreun bombardier peste mine, și băi, intrați din când în când, că eu n-am mască și nu pot să ies pe stradă dacă mă obligi. Și intrați voi din când în când să vedeți dacă am pierdut-o. Că n-am altă variantă. O eșarfă, un batic, un... Trebuie să zic asta. Că n-am cum, știi, ne mai trebuie, am fi stat de vorbă până seara, că la câte am strâns în noi, le și scriem, dar știi, le mai și povestim. Vorbesc chiar cu cineva care lucrează la o fabrică de confecție din Prahova, redeschisă acum, pentru a produce măști. Uh-huh. Măști, atenție, care pleacă la export. Foarte tare. De ce? Oamenii ce zic, le-am fi dat de aici, dar știi că la noi omologarea produsului durează. Cât? Vreo 6 luni. Băiați nebunii la cap, nu puteți să dați o derogare, să modificați legea. De ce? Pentru că tu ești la televizor și îmi spui, cum te-ai numit președintele țării, secretarul de stat, ieși și îmi spui că e bună și o cârpă. Băi, de cât de loc, știi? Pune-și ceva la gură. Am înțeles, prietene. Da. Uite, unul produce ceva mai mult decât o cârpă. Aici, în Prahova. Da. Și că de la export, că tu n-ai timp să-i omologhezi.
suntem cretini sau cum suntem? Nu, și te plângi la ore de maximă audiență că nenorociții de chinezi nu au onorat comanda statului român de nu știu câte milioane de băști pentru că le-au deturnat către Germania, Spania, înțelegi? Tu produci mască la tine în țară și te superi pe chinez că nu-ți onorează comanda. Și eu m-aș duce la asta la poartă și i-aș spune prietenii, știi că eu nu prea mă pricep, nu știu, cu acul și cu ața să-mi fac eu măști, astea o să mi se termine în câteva zile. Am de gând să bântui păstăți mult, să facem reportaje ca să vedeți cum stăm de aia, că altfel credeți-mă că n-am niciun chef să mă prim după toți nebunii. Și o să bat la poarta asta și o să-i spun, băi, nu știu, dacă vinde, uite-ți cum. Da. Deci că la o să se sperie, o să zică, păi stai mă puțin, că nu pot să fiscalizez, nu pot să-ți dau bon, da. Dacă vine vreunul îmi bate în poartă, că mare evazioniște sunt, că vreunul negru. Da. Fain, ce nu, să zic? Suntem o țară super, condusă din umbră de niște oameni nebuni. Că niște oameni zdrave la cap, n-au cum să impună o asemenea obligativitate acum. N-au cum. Uite că în România se poate. Îți mulțumesc, Claudiu, cu dumneavoastră ne revene când o fi să fie. Că în vremurile astea e mai greu. Oricum, intrați pe Observatorul Prahovean, o să aveți acolo cele mai noi informații referitoare la pandemia asta, dar și ce se mai întâmplă la noi în județ. O zi bună! Sănătate!